în sală este Guvernul României, o parte din el, partea bună, în sală este primul ministru. În sală este și viitorul președinte al României. Cu modestie, asta e. Marea noastră sarcină, a noastră, este să redăm încrederea românilor în autoritate. În faptul că dumneavoastră toți, noi toți, ne vom găsi curajul de a nu face totdeauna pe placul celorlalți și a face ceea ce trebuie, când trebuie, și că vom ieși din zona aceea, că tot a vorbit domnul Grindeanu de cărți, trecând de la benzile desenate cu umbre, eu le recomand și invoc și eu pe Platon, din peștera. Noi ne-au băgat într-o peșteră cât au guvernat și vedeam doar pe pereți umbrele deformate ale realității, așa cum le plăcea lor să ne facă să credem că este realitatea. Dom'le, haideți să terminăm cu chestia asta și ne trebuie un președinte și un guvern ca 10 ani să nu mai stăm în peșteră, să ne uităm la umbre deformate, să vedem realitatea. Cred că ne trebuie un președinte și l-avem. Eu nu mai vă țin în suspans ca Freddy, care a spus că ne spune el mai târziu despre cine e vorba. L-avem pe Marcel Ciolacu. Ne trebuie un președinte care să aibă curajul să fie normal. Un om normal pentru români. Succes, domnule președinte!